Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă porție de sănătate, porție pe care vă oferim cu tot dragul în fiecare zi, de luni până vineri. După cum bine știți, în fiecare ediție a emisiunii noastre abordăm câte două subiecte medicale, iar astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai frecvente modificări apărute la nivelul coloanei vertebrale la copii, modificare care de cele mai multe ori este diagnosticată destul de târziu. Este vorba despre scolioză. Ce este scolioza? Cum poate fi corectată sau chiar tratată? Aflăm de la invitatul meu, domnul profesor doctor Mihai Jeanu, medic primar chirurgie ortopedică pediatrică, dar și membru în bordul Societății de Chirurgie Spinală cu sediul la Paris. Bună ziua, domnule doctor! Îmi face o deosebită plăcere să fiți astăzi alături de mine, dar și de telespectatori, prin intermediul micului pentru ecran. Invitație. Domnule profesor, ce este scolioza? Când trebuie să ne facem griji că micuțul suferă de această afecțiune? Mai ales că de multe ori este diagnosticată târziu și poate nu așa cum ar trebui. O să începem cu niște noțiuni elementare de definiție. Cuvântul scolioza, cuvântul cifoză și lordoză sunt niște termeni care sunt de acum 2000 de ani, Hipocrate deja le-a definit în felul acesta. Prin scolioză se înțelege o modificare de curbură a coloanei vertebrale privind din spate, deci în plan frontal. Hipercifoza este o modificare, o accentuare a curburii în regiunea toracală și o să revenim, iar hiperlordoza este o modificare a curburii scobiturii la nivelul șalelor. Este absolut normal să avem cifoză și lordoză. Dacă luăm un pacient, un copil, un adult și îl ducem lângă un perete cu spatele, nu trebuie să se lipească de sus până jos. Spatele nu este trebuie plat. Să fie o curbură. Are o curbură care se numește cifoză și trebuie să, normalitatea este undeva, am văzut și pe ecranul acesta de alături, uitați acum se vede, o curbură care trebuie să aibă 35-40 de grade, iar jos o adâncitură care se numește lordoză lombară și trebuie să aibă 45-60 de grade. Când aceste curburi sunt exagerate, se numește hipercifoză și hiperlordoză. Acum se face o confuzie, o mare confuzie și în terminologie. Deci cuvântul cifoză nu este boală. Destul de frecvent vin la consultații copii cu diagnostic pus chiar de medici de cifoză. Cifoză e normalitate. Nu poți să ai spatele plat. Un spate drept este un spate dureros, cu atât mai mult în regiunea lombară, în regiunea șalelor. Sunt scolioze care apar încă de la naștere? Sunt scolioze care, de obicei, scoliozele apar 93-94% în momentul pubertății. Una, două, dintr-o sută, apar chiar de la naștere prin malformații. Acum, tot la definiții și la termenii aceștia, trebuie făcut niște precizări. Trebuie diferențiată cifoza propriu-zisă de atitudinea cifotică. Scolioza de atitudinea scoliotică și așa mai departe. Dacă stai strâmb, aia nu este boală și te poți redresa. Este o atitudine. Este adevărat, domnule profesor, că un ghiozdan prea greu pus micuțului în spate duce la apariția scoliozei sau este doar un mit? E mit. Eu cred că am spus de cel puțin
100, 2, 3, 400 de ori lucrul ăsta, dar o să mai zicem de fiecare, încă de 3, de fiecare de dată apare în presă, apare pe forumuri, tot felul de minuni de-astea. Niciodată un ghiozdan greu nu strâmbă coloana, niciodată o poziție nu, defectuoasă nu strâmbă chiar coloana. Chiar dacă nu stăm drept, să spunem, chiar la birou sau micuții, da, în bancă. Și invit pe cei care vin cu teoria asta să se gândească la zecile sau sutele de milioane sunt acum de oameni care stau la calculator și să-mi spună dacă îl vede pe freunul că stă lipit cu spatele de spetează. Toată lumea stă aplicată în față și nu este o boală profesională a celor care folosesc calculatorul. Mai mult decât atât, cei care dorm în hamac și sunt și ăștia zeci de mii, sute de mii, toată viața și stau foarte, foarte cocoșați, nu? Aplicați 8 ore pe noapte, stau și o viață întreagă și nu se strâmbă. Deci poziția defectuoasă în pat, la masă, la birou și așa mai departe, în cel mai rău caz poate să-ți producă dureri musculare, contractură musculară care cedează, dar niciodată nu strâmbă coloana. Da. Asta zic francezii, este inutil să cer copilului și adolescentului să stea drept, pentru că e pierdere de timp, e stres pentru copil, e stres pentru părinți, așa, și ar trebui să spui la sute de mii sau zeci de mii sau milioane să nu mai stea, nu mai doarme în hamac, să nu mai stea la calculator, să nu mai, în fine. De iar ce? Ghiozdanul greu este o altă găselniță, pentru că am mai spus eu, ghiozdanul generației mele era de trei ori cât ăsta, era din lemn, era mucavaua aceea, penarul era de lemn. Și acum țin minte, dacă știți cum sunt cutiile de remi, capac, penarele, și înăuntru era o călimară mare, în fine. Și acum văd tot felul de minuni, vin mame că le ia troller pentru la școală, o mamă mi-a spus o dată că i-a luat o bonă care să-i ducă ghiozdan. Important este ca telespectatorii să rețină că ghiozdanul greu, să spunem, cu mai multe cărți, nu și să rețină că nu faci scolioză, nu ți apare scolioza dacă n-ai predispoziție genetică. Așa. Nu ți apare. Sunt boli care apar pe predispoziție genetică, orice ar face. Sunt familii întregi de diabetici și asta toată lumea trebuie să știe. Adică, cred că știu, nu că trebuie. Gena este foarte importantă. Așa, pe urmă, sunt familii întregi care au pietre la rinichi. Sunt familii întregi care au, eu știu, altă boală. Deci, se transmite genetic. Dacă n-ai predispoziția genetică, nu faci boală, dar predispoziția genetică nu trebuie musai să fie de la mamă sau de la bunică. Poate să fie undeva sus de tot, în, așa, la 3-a, 4-a, 5-a generație pe care nu o cunoaștem. De ce scolioza afectează mai mult fetițele? E o teorie care este la ora actuală foarte, foarte cunoscută și acceptată, asta care spuneam, predispoziția genetică și hormonală. Deci are o se crede, mai mult ca sigur, că este o legătură cu cromozomul X. Așa. Și fetele având o altă structură, scolioza doare? Scolioza nu doare niciodată. Că foarte mulți vin cu durere care scolioză. Scolioza, în momentul în care doare o scolioză și demonstrez că doare, 3 până la 5 scolioze pot să dea dureri și alea nu sunt scolioze idiopatice, adică nu, au o altă determinare, o altă boală, o scolioză în cadrul unei alte boli. Există sindrome în care ai scolioză, dar scolioza asta este însoțită și de tulburări cardiace, de tulburări oculare, cum este arachnodactilia sau sindromul Marfan și așa mai departe. Deci, dacă doare o scolioză, nu este din cauza scoliozei, ci este o durere pur și simplu musculară. Și apare la pubertate, spuneam, la fetițe în special, din 100 de scolioze, cam 70-75 până la 80 pe diverse statistici sunt de sex feminin. Foarte puține la băieți, dar băieții când au forme mai grave.
Copiii care au scolioză mai pot face sport? Este obligatoriu să facă sport și de asta mă gândesc că văd, vin copii care li se interzice să facă sport la școală. Toate sporturile sunt recomandate, absolut toate sporturile, pentru că de ce trebuie sport? Ca să se întărească musculatura spatelui. Musculatura spatelui fiind întărită, se opune unor accentuări mari a curburii respective, cum ar fi un corset intern. De fapt, corsetul se dă în momentul în care gradul de scolioză depășește 30 de grade. Sunt niște măsurători care se fac. Cea mai înclinată vertebră în raport cu orizontalitatea de sus, cea mai înclinată de curbura de jos, așa, în raport cu orizontalitatea, și se face un unghi acolo. Când este sub 30 de grade, în momentul pubertății, sub 30, repetat, la 2-3 controle într-un an de zile, este o scolioză neevolutivă. Scolioza care depășește 30 de grade este o scolioză evolutivă și trebuie tratată inclusiv prin corset. Tratament plus corset. Până la 30 de grade? Până la 30 de grade, că îi faci tratament sau nu îi faci, tot acolo ești. Dar în momentul în care îți vine în cabinet și are 30 de grade, prima dată când îți vine, tu nu știi cum evoluează și atunci îl chem la 6 luni. Cam așa se cheamă la scolioză. Din 6 în 6 luni, ca să vezi evolutivitatea. Dar părinții, domnule profesor, își pot da seama că micuțul are această problemă. Da și nu. Sunt părinți care își dau seama și părinți, inclusiv doctori care vin cu copiii lor cu scolioză mare și nu știu că au scolioză. Și au impresia că stă strâmb. Așa. Dacă ne uităm la spatele copilului, nu observăm nimic? Poți să nu observi dacă scolioza este echilibrată. Adică există, și copilul e mai dolofan, există scolioză numită impropriu, în C și în S, astea sunt prostioare, nu e medical, în C este o curbură unică, în S se zice când e curbură dublă, dar mai sunt și triple și așa mai departe. Când este o curbură la fel, ca angulație, să zicem 20 de grade în toracală, 20 de grade în lombară și copilul e mai plinuț, ai impresia că șoldurile sunt simetrice, totul este normal, mai ales dacă stă și îmbrăcat în casă, într-o cămășuță, într-un tricou, nu poți să-l observi. Dar scolioza asta are mai multe etiologii, mai multe cauze. Cea mai frecventă este asta genetică, care o spuneam, 93-94 dintr-o 100. Restul sunt de alte naturi. 1-2% este congenitală, prin malformații vertebrale, prin malformații sternocostale și așa mai departe. Da, sunt foarte rare, dar sunt observabile încă de la naștere. Celelalte se observă odată cu apariția pubertății. Acum e mai precoce, la 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani. Așa. Mai sunt niște scolioze în cadrul unor sindrome genetice, și în maladia lui Recklinghausen, deci este o maladie cu asta, cu pete cafeole, cu, în fine, foarte multe alte caracteristici. Neurofibromatoză se numește. În cadrul sindromului Marfan, care spuneam, arachnodactilie. Deci asta ar fi ca o clasificare. E de reținut că imensa majoritate, 90, peste 90%, apar la pubertate și că nu există procedee de prevenție. Adică trebuie să-l înregistrezi, să-l depistezi foarte rapid la vârsta asta și atunci, prin kinetoterapie, prin corset, dacă depășește 30 de grade, poți să-l mai rezolvi ceva. Dacă nu-l tratezi, poate să ajungă și este o scolioză agresivă și am avut foarte multe, că am operat în jur de 1000. Da, cred chiar mai mult de 1000 de scolioze. Am avut și de 130-140, cea mai mare de 160 de grade. Când se intervine, domnule profesor, chirurgical, peste 50 de grade sau mai mult? Este o schemă pe care a
propus-o un francez, Staniara se numește, care e valabilă în toată lumea. Și peste tot se respectă schema asta, sub 30 de grade activitate fizică, nu musai kinetoterapie. Kineto înseamnă mișcare. Terapie înseamnă tratament. Kinetoterapie, tratament prin mișcare. Copilul de când începe să meargă singur își face kinetoterapie de dimineața până seara. Acum se exagerează, zic că kinetoterapia la orice copil, chiar dacă nu-i trebuie. Deci, până la 30 de grade. După 30 de grade în sus, este o scolioză evolutivă și care, dacă o lași așa, ajunge la valoarea la care a programat-o cel de sus, Dumnezeu. Deci ajunge la valoarea pe care noi nu o cunoaștem prima dată. Și atunci îi dai corset. Ne-a spus că între 30 și 50 de grade, așa cum spuneți dumneavoastră, se dă corset. Acest corset are rolul, domnule profesor, de a stopa sau de a corecta evoluția? Foarte bine ai spus. Are rolul de a stopa. Deci nu trebuie să te aștepți că dacă îi dai corset, se corectează. Dar nu mai avansează. Și de aici se vede importanța depistării precoce. Deci una e să îl prinzi la 30 de grade, un tratament cu corset bine susținut, la terminarea creșterii, pacientul trebuie să aibă plus sau minus 5 grade din cât a avut când i-ai dat corsetul. 35 sau 25. Zic pe statistici mari. Dacă îl depistești la 70 de grade, o să aibă 75 sau 65. Deci, dai seama că are o foarte mare importanță depistarea precoce, imediat. Dar de ce nu se depistează totuși scolioza pentru precoce? Că se confundă foarte mult cu atitudinea posturală. Foarte bine ai spus treaba asta, să amintim. Îmi vin foarte mulți de la școli. Sunt diverse, nu vreau să apuc să fac răutăcizme de-astea, cum zicea un coleg de-al meu, dar vin în școli, ne trimiși de nimeni să facă consult, dar el ca atare nu cunoaște boala adevărată, medicul respectiv, îi recrutează pentru cabinetele de kinetoterapie. Și atunci un copil care stă strâmb spune, are scolioză. Vine la mine părintele, unii, că alții se duc direct la kineto și stau ani de zile și copilul n-are nimic și la ultima instanță nu mai stă strâns, stă drept și e convins că e de la kinetoterapie. Nu. O scolioză odată apărută rămâne cu urmări de-astea morfologice și radiologice purtojur pe toată viața. Nu? Corsetul trebuie purtat 24 de ore? Nu. Corsetul trebuie purtat în jur de 18-20 de ore. Eu îi las 18 ore pe zi pentru că corsetul pe lângă lucru bun care îl face, adică stopează, face și un lucru mai puțin bun. Face hipotonie musculară. Exact ce în alea 6 ore îi dau eu să fac kinetoterapie sau activitate fizică normală. Și ca să redobândească tonusul musculaturii pe care îl pierde în 18 ore de imobil. Încearcă să spui, eu știu, o atelă pe genunchi și o ții mai mult timp. Să vezi că nu mai poți să mai îndoi genunchiul sau cu mare dificultate. Acum, corsetul ăsta se poartă și el maxim 3 ani de când s-a instalat pubertatea. Mai târziu e contraindicat. De ce? Îl dai la începutul pubertății când ai depistat scolioza aia de 30 de grade. Atunci coloana este foarte mlădioasă și o poți ține în valori și o corectezi cum e cu un arac la, eu știu, la un pomișor subțire. După terminarea creșterii, se întărește și musculatura, oasele devin beton acolo și corsetul nu mai are nicio eficacitate, că nu îl mai corectează. Ba dimpotrivă îi face hipotonie și atunci îi dai drumul să zburde, să facă orice sport. Legat de sport, trebuie să spun că o activitate de-asta fizică normală, în special jocuri sportive, alergare, bicicletă și așa mai departe. Este iarăși un mit, să nu facă activități care folosesc o singură mână. Nu știu de unde au scos-o treaba asta.
Să nu joci handbal, să nu arunci cu sulița, cu discul. Deci cel mai bine ar fi să meargă la specialist. Da, da, la specialist. Da, dar la bine, dar, să... dar în general li se spune tot felul de alte năzbătii. Deci, când folosești o singură mână, vă dați seama că sunt zeci, sute de milioane de copii în lumea asta care joacă handbal, care joacă, eu știu ce mai joacă cu o mână, așa, ping-pong și așa mai departe. Îți dezvoltă musculatura, deltoidul, pectoralul, abilitatea la nivelul unui braț. Dar nu strâmbă coloana. Cine a scos asta? Nu practicați, să spune, nu practicați cu o singură mână, că este o greșeală treaba asta. Deci orice activitate fizică este binevenită și în special nu trebuie scutit de educația fizică din școală. Operația pentru scolioză, de la ce vârstă este indicată? Operația este indicată cam la minimum 2-3 ani de când s-a instalat pubertatea. Da. Domnule profesor, să știți că am și câteva întrebări pentru dumneavoastră, da, venite de la telespectatorii noștri. Un prim telespectator ne spune că am 37 de ani și am scolioză în formă de S. Mă pot opera la această vârstă și ce riscuri ar fi în urma operației? Este târziu? Te poți opera la orice vârstă. Deci eu am operat și la 40, la 45 ani, nu e asta o problemă, dar maximum de eficacitate, la când coloana este suplă și poți să lucrezi. În momentul în care treci de o anumită vârstă, încep comorbiditățile, adică trebuie și alte boli, trebuie să fie o anestezie mai strictă, iei 1000 de analize, poate să aibă diabet, poate să aibă și asta și evoluția mai... Dar de operat se poate opera la orice vârstă, deci nu, vârsta nu este un criteriu să nu te operezi, dar cu condiția să aibă peste 50 de grade. Și o ultimă întrebare, am 22 de ani și o scolioză de 95 de grade, de această dată ne-a scris bine. Da. Mi s-a recomandat intervenția chirurgicală și vreau să știu în cât timp de la intervenție mă pot recupera. Acum ce înțelegem prin recuperare? Una e recuperare, alta este vindecare, alta este... Deci, după operație, la ce vârstă? 22 de ani. La două zile umblă prin salon. La o lună se poate duce la serviciu. Acum, problema de recuperare presupune și altceva. În momentul în care corectezi, pentru că noi trebuie să băgăm acolo niște șuruburi în vertebre, că altfel nu poți să corectezi. Pui mai multe șuruburi, de multe ori am pus și 10 pe o parte, 10 pe o parte, cu două tije și corectezi tijele acelea și coloana se îndreaptă. Dacă să ajungi la vertebră, trebuie să dai la o parte toată musculatura. Când ai pus șuruburile și tijele, musculatura se pune la loc, se coase. Dar tonusul musculaturii alea își revine mai târziu, peste o lună, două, trei. Are aceeași tonus cum a avut înainte de a băga bisturiu, să-l tai și să-l dai de o parte și de alta. Da. Asta este tonus. Și forța musculară este mai mică pentru o perioadă, dar asta nu îl împiedică să meargă pe stradă, să meargă la serviciu după o lună, o lună și ceva. Domnule profesor dr. Mihai Jeanu, am ajuns la finalul acestei prime părți din emisiunea noastră. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi și să știți că vă reaștept cu tot dragul cât mai curând posibil. Vă mulțumesc! Acum urmează o mică pauză de publicitate, dar să nu plecați din fața micilor ecrane. Imediat după vă vom prezenta un supliment alimentar care este benefic în boala varicoasă. Publicitate și revenim imediat!